Speriați de scumpiri și că vor pune lacătul pe afacerile lor. Aproape 100 de oameni au ieșit cu tractoarele să protesteze în Satu Mare, în speranța că strigătul lor de disperare va fi auzit într-un final și de guvern. Agricultorii cer ajutor din partea guvernului ca să poată depăși situația gravă în care i-au adus seceta și scumpirile. Numai în ultimile luni, mulți dintre ei și-au vândut animalele la abatoare după ce recolta le-a fost înjumătățită de secetă și nu mai aveau ce să le dea de mâncare. Aceste proteste și neajunsuri vin în ciuda faptului că la Ministerul Agriculturii Petre Daia a anunțat că cei afectați de secetă vor primi despăgubiri. Când și la cine vor ajunge, nu știm. Cert este că majoritatea fermierilor se plâng că nu mai fac față scumpirii și că vor pune lacătul pe micile lor afaceri. Protestele ar putea continua în perioada următoare și în alte județe din țară.